Asemenea momente literare nu au mai fost la Alba Iulia. Sunt fericit, ne-a declarat scriitorul Gheorghe Jurcă la ieșirea din sala unde Mircea Cărtărescu dădea cititorilor autografe pe volumul său de creații lirice. S-a întâmplat la ediția 8-a târgului de carte Alba Transilvana și prolificul scriitor născut în Abrud avea perfectă dreptate. Au fost clipe unice în cadrul acestei sărbători a cărții. Vă redăm doar o mică secvență magică atunci când scriitorul Mircea Cărtărescu a recitat din creația proprie poezia Dragostea, moment dedicat scriitoarei Nora Iuga, ce-și lansase puțin mai devreme cartea Harald și Luna Verde. Deasupra mamei răsărise un curcubeu negru. Pe atunci mama era doar o fetiță și părul ei era din șubițe de diamant. Ea se opri din jocul ei, își netezi rochița și privi spre curcubeu. Era un curcubeu negru și de atâta negru scânteietor, pe câmp mușețelul se întunecase. Mama privi spre curcubeu. Era atât de jos că aproape îl putea atinge cu buzele, iar părul ei electrizat, transparent, se limpea de tuburile moi ca de orgă. Roșul curcubeului era negru și oranjului era negru și galbenului era negru și verdele lui era negru și albastrului era negru și indigoului era negru. Doar violetului rămânea violet. Violetul lui era un șugoi care se pierdea în mare. Mama știu atunci că este pierdută. Avea să cunoască dragostea. Și brusc, umbra ei, pe asfaltul cald din Floreasca, se împodobi cu vene și oase. Mama sui într-o corabie din pânză de păianjen și o porni în sus pe curcubeu. Umbra ei, cu vertebre și intestine, îi continuă joaca. Prezentă în public, scriitoarea Nora Iuga a fost entuziasmată de lirica autorului și de o anumită intuiție a acestuia. Cum Dumnezeu a intuit atât de bine că o să vină o fetiță cu 1000 de riduri? Și mai voiam să-ți spun ceva. Cum de-ai intuit atât de bine că această fetiță cu 1000 de riduri iubește cel mai mult când lucrurile neasemănătoare se așează în locurile cele mai asemănătoare? Îți mulțumesc mult! Copleșită de moment, Cristina Zmadea din cadrul bibliotecii Lucian Blaga Alba i-a făcut o mărturisire marelui scriitor, moment plin de farmec, dar și de o nuanță de fin umor, purtând amprenta Mircea Cărtărescu. Eu sunt îndrăgostită de Van Gogh și de arta lui. Și mi s-a împlinit o dorință, mi-am dorit foarte mult să văd în viața asta a mea, cât o fi ea, când o fi, măcar un tablou de Van Gogh. Și mi s-a îndeplinit și astăzi m-am simțit la fel cum m-am simțit în fața unui tablou de Van Gogh. Se spune că într-un moment de furie necontrolată, marele pictor olandez Van Gogh și-a tăiat lobul urechii și l-a oferit împachetat unei dame de companie. De aici replica șugubeața maestrului.